Educația este un proces continuu și este foarte important să înțelegem că acest proces începe la nașterea copilului și continuă până la moartea fiecăruia dintre noi. Asta înseamnă că pe tot parcursul vieții avem nevoie de educație. Modul în care o facem, însă, este foarte diferit. Modul în care acordăm atenție acestui proces este foarte diferit. De aceea dorim ca păstorii să înțeleagă că în cadrul slujirii pe care o face fiecare dintre dumnealor în bisericile unde slujesc, este foarte important să înțeleagă că trebuie să se aplece asupra acestui aspect și să acorde sprijin familiilor care au copii pentru a înțelege cât mai bine că Evanghelia ne învață să pregătim copiii pentru viața de aici, dar în mod special pentru viața viitoare. În sensul acesta avem exemple biblice care ne ajută să înțelegem cât de important este să avem copiii bine pregătiți. M-aș gândi la Daniel și la tovară și lui, care au fost duși în exil și care au primit toată aprecierea din partea împărăției și a oamenilor care i a primit acolo, punându-i în valoare în mod imediat și aducând onoare prin felul acesta lui Dumnezeu.